Sportul chiar este o salvare pentru copiii loviți de greutățile vieții. O olteancă chiar s-a mutat în sala de kickboxing împreună cu fratele ei ca să dea lovitura în viață și să scape de sărăcie. Așa se câștigă lupta cu sărăcia. Maria e luptătoarea de kickboxing care la 18 ani se antrenează până la epuizare. Ea provine dintr-o familie numeroasă și fără posibilități, iar antrenorul i-a oferit masă și casă în sala de kickboxing din Craiova. Acolo, Maria are grijă și de fratele ei, Bebeto. Aici dormim, aici este dormitorul nostru. 8 frați am, din care 2 dintre frați sunt la creșă. Și 2 dintre frați mai mari pe care nu-i cunosc. Modelul meu în viață este sora mea. Antrenorul e convins că Maria și Bebeto vor ajunge cei mai buni din lume. Pentru ei ești o a doua familie. Și tată și frate și soră și orice.